desfacerea contractului de muncă. Nu poate să la pensie. Desfăcut contractul de muncă după 40 de ani. Bun. Cine va... Am hârtii, am totul, am toate documentele. Discutăm. Domnul ministru, discutăm venit. După aceea. De asta am venit că s-a rezolvat. Un minut, știu, stați să vă mai spun cum mi s-a motivat mie de sus, de la personal, de acest individ ai Vâncesii, șeful personalului, mi-a spus așa, zic, cum ați putut să ne desfaceți contractul de muncă și nu ne-ați lăsat să ieși? Nu noi, PSD-ul, de asta v-am oprit. Valea cu el, costa 4 ani acasă și-a luat un pom de bani. Sunt așa, asta, județul Botoșani, domnul Dolinească, ai grijă, ai în județul, economiști, ai oameni cu pregătiri, nu portari de bancă să ne-l aduci șef de personal să mătări cu noi. Sistemul sanitar din Botoșani a avut oameni de o calitate deosebită. Sunt de 40 de ani, medici cu pregătiri, cu coloană vertebrală, n-am fost jignit. Doctorul știe și el ce timpuri am prins. Așa, așa ceva nu s-a întâmplat. Acești indivizi, dacă au onoare, demisia! Amândoi! Amândoi! Cine ne-a semnat hârtiile? Mergem în tribunal cu ele, ne întâlnim. Dar până una alta, vă rog să faceți anchetă și să redați demnitatea. O săptămână, dacă ne mai țineți în servici, că nu vrem mai mult. Avem vârstă, ieșim la pensie. Dar să ieșim la pensie, nu date afară. Doamne, nu domnul ministru, ieșiți la pensie, nu date afară.